Locatarii sectorului Sculeni au rămas șocați azi dimineață de culoarea apei din lacul la izvor. Pe țevile de canalizare care vin din dealul Buiucanilor se deversa o cantitate de apă de culoare verde intens, ceea ce a pus în gardă toți vizitatorii zonei de odihnă. Apa, în decurs de 2 ore, s-a colorat în verde până la mijlocul lacului. Este sau nu această situație o stare de alertă ecologică? Sau ce se întâmplă cu adevărat? Aceste întrebări am încercat să le adresăm mai multor responsabili, dar un răspuns am primit doar de la Centrul de Sănătate Publică. Echipa de filmare TVC21 a adus o probă de apă pentru laborator și așteptăm rezultatul, despre care vă vom informa în alte reportaje. Aceasta e o situație de alertă cu adevărat. Cu părere de rău, noi n-am fost alertați de nimeni, nici de populație, nici de asta. Aceasta probabil poate să fie niște diversări de la sistemele din încălzire, deci se spală în sistemele din încălzire și se evacuează aceste ape. Se vede că prin sistemele de canalizare pluvială și ele nimeresc în acest lac. Nu este otrăvitor, dar nu este benefic, pentru că el, în primul rând, schimbă culoarea la apă și micșorează, și așa în perioada de vară, când e cald, procesele merg biologice mult mai slab și se crește în apă, crește așa numite alge care schimbă culoarea și așa și merge procesul de înverzire a surselor de apă care se folosesc pentru odihnă. Recent, în cadrul emisiunii Important, Iuliana Cantaragiu a venit cu un apel atât către edilul capitalei, cât și către prim-ministru și ministrul mediului, pentru a lua de urgență unele măsuri de redresare a situației ecologice critice. Nimic nu se întreprinde deocamdată. Guvernul trebuie să pui în lista priorităților protecția apelor, protecția mediului, numărul 1. Nu după justiție sau după nu știu ce. Până să rezolvăm celelalte probleme, nu vor mai fi oameni aici. Nu vor mai fi ce de salvat aici. Sau să ne... Exact. Specialiștii din cadrul Centrului de Sănătate Publică au scris repetat scrisori de avertizare către Primăria Municipiului Chișinău pentru a informa populația și a lua măsurile cuvenite privind interzicerea scăldatului în toate lacurile din municipiu și pericolul enorm de infectare cu diverse boli ale sistemului digestiv. Păreri de rău, până în prezent, zonele încă nu sunt pregătite pentru scaldat. Deci, practic, noi am studiat și calitatea apei, practic, apa nu corespunde cerințelor sanitare și nu poate fi permis scaldatul în ele, în aceste lacuri. Plajele nu sunt pregătite, nu au speciale terenuri pentru îmbrăcat, dezbrăcat populație, pentru să duși, pentru când ieși din scaldat, poți să primești un duș. Nu sunt chiar și viceurile publice care nu sunt în stare satisfăcătoare și pregătite pentru a primi populația la odihnă. Ne dorim să avem un oraș frumos și îngrijit, dar cine să-l îngrijească? Ne dorim să fim ca europenii, dar uităm să amenajăm parcurile, să curățăm apa lacurilor și să păstrăm curățenia. Păcat că imaginile nu redau și mirosul din preajma lacului la izvor. Mizeria și delăsarea este de nedescris. Domnule ministru Valeriu Munteanu, v-ar place să vă plimbați prin acest parc?